Bună dimineața, dragi campioni! Bună dimineața tuturor celor care vor să fie campioni în sănătate! Suntem live pe pagina de Facebook, Campion în Sănătate. În fața mea este doamna dr. Natalia Florina Buinoiu, medic specialist obstetrică ginecologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi o să vorbim despre un subiect urât, aș putea să-l caracterizez așa, dar care poate fi prevenit și tocmai de asta o am pe doamna doctor în fața mea. Vom vorbi despre cancerul de col uterin și tot ce trebuie să știm despre virusul HPV, despre care am înțeles că ar fi principalul motiv al acestui cancer de col uterin. Deci, spuneți-ne, doamna doctor, tot ce trebuie să știm despre acest virus și despre cum putem să scăpăm de el sau să nu-l luăm deloc. E bine de făcut diferența asta între nu l-ar putea lua deloc și a scăpa de el. Exact. Pentru început, virusul HPV e un virus cu transmitere sexuală. Sunt mai multe tulpini care au riscul oncologic de a da un cancer mai mare sau mai puțin accentuat. Sunt tulpini inclusiv de piele, cele 6 și 11, care dau condiloamele de la nivelul perineului, zona genitală, atât la femei cât și la bărbați, dar și în sfera orală. Și sunt tulpini care au risc de a se transforma într-un cancer, precum 16 și 18. Încă de la început vreau să specific că și dacă cineva va contacta aceste tulpini pe parcurs cursul vieții, nu este obligatoriu să dezvolte un cancer. 75% dintre femeile cu aceste tulpini nu li se vor întâmpla nimic, vor fi urmărite sau se va interveni dacă este cazul. Da, vorbim despre celelalte. Exact. Și aici e o mare problemă. Din păcate, odată ce ne începem viața sexuală, cu toate le vor avea pe parcursul vieții vor intra în contact cu cel puțin o tulpină HPV. Lucrul acesta pentru a fi împiedicat este destul de dificil, pentru că, deși el nu trebuie să fie neapărat contactat printr-un contact sexual cu penetrare, orice obiect contaminat care ajunge în zona orală sau vaginală poate transmite acest virus, inclusiv la contactul piele-piele, pentru că pot fi leziuni date de tulpinile 6 și 11, cum spuneam, cele tegumentare, la nivelul scrotului și chiar dacă folosim și prezervativul, acolo prezervativul nu ajunge, deci o barieră 100% de protecție nu există. Deci este foarte important de menționat acest lucru, pentru Da. că foarte multe dintre doamne, domnișoare, probabil consideră că dacă au această barieră constituită dintr-un prezervativ, lucrurile sunt în Da. regulă. Este bine să-l folosim pentru a preveni Bine, alte pentru boli cu altceva. transmitere, dar, din păcate, pentru tulpina HPV, pentru virusul HPV, lucrurile sunt un pic mai dificile. Odată contactat un virus, propria noastră imunitate poate să-l vindece sau nu. Caracterul persistent al unei infecții virale cu tulpină, cu risc crescut de a dezvolta cancer, este cel care ne supune la riscul de a dezvolta. Vreau să vă întreb ceva. Imunitatea scăzută poate să facă virusul mai agresiv? Agresivitatea lui nu este, cred că este o agresivitate constantă, dar da, îl face să dispară sau nu. Dar virusul are aceeași Are aceeași, da. agresivitate, dar imunitatea noastră ne poate proteja, Asta am într-adevăr. înțeles. Odată contactat, tratament împotriva virusului, din păcate, nu avem. Urmărim leziunea, dacă apar modificări celulare pe care le vedem inițial la examenul Babeș Papanicolaou, pe care trebuie să-l efectuăm de rutină anual, se urmărește ulterior prin colposcopie și dacă sunt într-adevăr modificări severe, se îndepărtează printr-o biopsie. Întreaga leziune se excizează, toată piesa merge la anatomie patologică și ne spune dacă lucrurile sunt ok, se termină aici și urmărim sau trebuie să reintervenim. Într-adevăr, astăzi, pentru că noi am aflat că, din păcate, cancerul de col uterin este dat de virusul HPV, avem și un vaccin. Au fost mai multe forme ale vaccinului, mai întâi pentru două tulpini, pentru patru. Ultima variantă este pentru cele nouă tulpini, care sunt șapte cu risc cancerigen și inclusiv pentru 6 și 11, care sunt pentru condiloamele din zona genitală. Vaccinul se recomandă să se facă înaintea debutului vieții sexuale pentru a putea oferi imunitate încă de la început pentru toate cele nouă tulpini pe care le conține. Într-adevăr, putem să-l facem pe tot parcursul vieții, chiar dacă ne-am început viața sexuală, pentru că se presupune că până la momentul respectiv nu am contactat toate cele nouă tulpini. Și atunci ne ajută oricum. Da, nu ne va ajuta pentru tulpinile pe care le-am contactat deja, deci Dar pentru pentru ce? acelea, dar Da. sunt celelalte, adică e bonusul pentru celelalte. Dar indiferent dacă face o pacientă
poate face o testare și vede care o tulpină sau două, se poate vaccina, nu este nicio problemă, o va, vor funcționa, va funcționa protecția pentru celelalte tulpini, nu pentru cele pe care le conține. Bucurător chiar și acesta, Da, exact. într-adevăr. Se poate face indiferent de vârstă, indiferent de vaccinul se recomandă întotdeauna să-l facem în afara perioadei de sarcină, adică dacă suntem însărcinate, ne ocupăm de partea aceasta. Și ulterior, asta nu înseamnă că dacă ne-am vaccinat nu mai mergem la ginecolog sau nu mai facem examenul Papa și Papa Nicolau. Screening-ul va fi același, dar cumva suntem mult mai liniștite din punct de vedere psihic. Se face într-o singură etapă vaccinul sau în mai multe etape? Sunt trei doze. Schema clasică este de 0, 2 și 6 luni. Și în România, programul național acoperă vaccinarea fetelor până la vârsta de 18 ani. Până recent lucrurile se întâmplau până la vârsta de 14 ani, dar acum s-a avansat la vârsta de 18 ani. Ideal este să vaccinăm și fetele și băieții, pentru că băieții sunt cei care transmit virusul. Ei dezvoltă mult mai rar un cancer din cauza acestui HPV, dar programul național în România acoperă doar partea de vaccinare a fetelor. Îmi spuneați înainte de a intra în direct pe Facebook de exemplul Suediei, care Da. a început să vaccineze din 2013 și de aici vă las pe dumneavoastră și acum. Da. Și acum nu au mai raportat, au avut ultimul an fără niciun caz de cancer de col uterin. Dar au vaccinat și fetițele și băieții și lucrul ăsta se întâmplă din 2013. Adică e nevoie un pic de trecerea timpului ca să Da, înceapă mi se să pare fie eficient. dovada cea mai importantă, elocventă și pe care ar trebui să o ia toată lumea în seamă, faptul că dacă te vaccinezi, dacă părinții sunt de acord să-și trimită fetele și băieții, fetițele și băieței la vaccin, e clar că o să fim mult mai sănătoși și dumneavoastră doar veți constata că lucrurile sunt în regulă. Da, e consultul de rutină. Exact. Mulțumesc frumos, doamna Mulțumesc și doctor. eu. Ne vedem și cu altă ocazie. Mulțumesc frumos.